Alianța pentru Unirea Românilor din județul Hunedoara își extinde echipa. Cel mai recent transfer politic îl are protagonist pe Răzvan Mareș, fost președinte al Partidului Ecologist Român Hunedoara și fost viceprimar al Devei. Mareș a declarat că nu este vorba despre o alianță între cele două partide. Gabriel Ionașcu, membru al AUR și candidat pentru funcția de primar al municipiului Deva, i-a urat bun venit în echipa sa. Mă bucur să anunț astăzi devenilor că tot mai mulți români și în speță deveni de bine se alătură acestui proiect al nostru, a celor de la AUR, și mă bucur și pe această cale salut venirea președintelui Partidului Ecologist al județului Hunedoara alături de noi, în speță de astăzi devenind membru AUR, și sunt convins că alături de el vor face lucruri bune pentru Deveni. Pe această cale asigur Deveni că nu vom precopeți niciun efort pentru a aduce prosperitate și bunătate și condiții de viață mult mai bune. Am hotărât să vin alături de Gabi și de echipa AUR pentru că în ultima perioadă am stat de vorbă cu oamenii. Nemulțumirea oamenilor este la o cotă alarmantă pentru un oraș ca Deva. Cu toții trăim aici și vedem cum au reușit să-și bată joc de acest oraș. Trebuia să ne unim, cred în potențialul lui Gabriel Ionașcu de a câștiga primăria Deva. Nu ne gândim deloc la locul 2, ne gândim doar la locul 1. Am venit să fim umăr la umăr în această construcție, în așa fel încât să putem să dăm devenilor speranța. Pentru că mulți dintre deveni și-au pierdut speranța că se mai poate schimba ceva. Îi asigur că vom fi alături de ei. Am avut mai multe discuții cu Gabi Ionașcu, și îmi spunea într-una dintre ele, acum o să fac și dau din casă, îmi cer scuze, zice, eu aș vrea să fiu primarul care să nu stau în birou. Păi și zic, unde să stai, că mai ai de lucru și la birou, pe aici de semnat. Zice, o să dau competențele de semnat alții, eu vreau să stau cu oamenii, vreau să mă duc în cartier și să rezolv punctual anumite situații. Nu este vorba de o alianță, am semnat adeziunea la AUR, sunt membru AUR, nu vorbim de nicio alianță. Am venit cu o parte din colegii mei, sunt și câțiva care au preferat să rămână în continuare în PER, le doresc succes. Sunt de astăzi membru AUR.